Așa, bun. Avem de vorbit despre câteva lucruri care țin de campionatul nostru, câteva transferuri pe care unii l-au făcut sau sunt gata să le facă. De exemplu, da, înainte de a vorbi despre aceste lucruri, o să vrem să urăm la mulți ani lui Ilie Dumitrescu. Salut, Ilie, la mulți Salut, ani. Radu. Mulțumesc mult. E chiar Mulțumesc. ziua de naștere. Mâine avem niște onomastice, după cum se știe, jumătate de România se sărbătorește mâine, dar Da. astăzi este ziua lui Ilie. Mi-am pus și un ceas în onoarea celui Da. sărbătoritului, că Mulțumesc. așa se... Îl onorez cu un ceas. Sigur, nu o să arăce ceas ca să nu... În fine, să nu scadă nota la purtare, Ilie. Corect. Ilie, cum te simți la 45 de ani? Mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tocmai am terminat sala. Așa. Mi-am făcut programul de 60 de minute de eliptică, o Ah, bun. saună, puțin jacuzzi și acum mă pregătesc să mai stau puțin la un par de șampanie și formez la o cină. Așa. Dar nu de taină, e o cină de asta, de sărbătoire. Da, normal, e o Exact, cină. da. Doamne, voiam să te întreb așa în cariera ta. La Gabi Balint am făcut cu goluri, dar la tine nu mergea, că e clar care sunt cele mai importante goluri ale tale, da? M-am gândit bine. Da, și eu am un top Alea cu așa. Argentina, nu? Mă gândesc că alea sunt. Da, e un top și la mine. Adică eu aș vrea să cuprindă și echipa mea de suflet, de club Steaua, da? Așa. Am avut ceva realizări acolo, în traseul ăla spre a doua finală de Cupa Campionilor. Dar Adică am golurile pe dus... care le-ai dat, ai dat cu Mi-am dat cu Galatasaray în 89, nu? Spartak Moscova, Göteborg, IFK Da. Göteborg și cu Galatasaray, da, Da. două. Da. Ai dat Acum, multe în la campionat. nivel de echipă națională, am meciul cu Belgia de la București, care a fost decisiv și Da. a fost un meci bun și un gol așa de suflet pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult golul ăla. Și, bineînțeles, meciul cu Argentina. Da, ăla a fost. Realizările la meciul cu Argentina, care au fost într-adevăr așa de... Dintre alea două, care se pare că e... Și care o ții tu cel mai sus ca... mai de Ca preț? gol, ca reușită? Da. Bine. Dintre cele două cu Argentina. Păi ăla, mie mi-a plăcut foarte mult atingerea delicată așa, Aia, da. Păi și cu nouă ne-a latul, plăcut, da. la scurt. Da, da, da. Exact. Deci nu din lovitură liberă, ok. Aia a fost o finalizare cu simț. Aia. Ok. Păi și asta cu ce a fost? Tot cu simț a fost, mă gândesc. Cu simțire. Da, au fost niște oameni. Dar între lucrurile care stai să te gândești înapoi în cariera ta, pe care le regreți cel mai mult, care sunt? Păi eu am și eu un regret, în afară pe plan sportiv, așa, în care, repet, că n-am jucat finala aia de Cupa Campionilor pentru cartonaș galben și cred că și regretul tuturor iubitorilor de fotbal a fost că noi n-am reușit să gestionăm câteva minute la meciul cu Suedia să jucăm o semifinală. Dar cel mai mult regret că n-am putut să dau mai mult pentru fotbal și asta datorită faptului că mi-a lipsit cu siguranță o educație profesională, adică eu n-am avut probleme să mă adaptez în Anglia, am jucat titular de la început, aveam evoluții foarte bune, s-a schimbat antrenorul Ardiles, a venit Francis, e, și acolo n-am putut să gestionez relația cu el. Aici mi-a lipsit mie acea educație profesională și nu trebuia să am o reacție și să fiu, cum să spun eu, obraznică, așa, cu Jerry Francis și trebuia să fiu, să accept că odată nu m-a folosit și că trebuie să muncesc mai mult și să demonstrez. Imediat am spus că vreau să plec, în sfârșit. Și ăsta e regretul meu, că n-am putut să dau mai mult pentru fotbal. Pentru că, repet, n-am avut niciun fel de complex, n-am avut niciun fel de problemă, m-am adaptat de la început în Premier League și am jucat la cel mai înalt nivel. Și au Da. fost multe meciuri care m-au ridicat la un nivel foarte bun. Dar asta este. Ăsta e regretul meu, Fii da. atent, Ilie, pentru că e ziua ta,
Vrem să-ți facem o surpriză. Tu de mult ai spus că ai un om pe care îl privești așa, îl pui undeva, îl ții foarte sus din fotbalul ăsta și a avut amabilitatea să intre în această emisiune de asemenea pe telefon și bănuiesc să spună câteva cuvinte de ziua ta. Bună ziua, Tudorel Stoica! Da, bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, telespectatorilor. Vă doresc și eu la mulți ani, un an bun cu meciuri și emisiuni frumoase și lui Lete, că e ziua lui. Să-i spun multă sănătate lui și familiei lui și sper să aibă comentarii cât mai plăcute și cât mai adevărate. Mulțumesc mult, Tudore. Îți doresc sănătate, fericire și toate cele bune din suflet. Mulțumesc, da. Irie, și sper să ne vedem sănătoși și să reușim să facem o treabă. Doamne ajută! Știți care e poanta cu cei doi fabuloși oameni pe care avem prin telefon, Tudorel Stoica și Eminescu? Sunt cei doi care au ratat câte o finală din anumite... Știm din, foarte bine. Da, și motivele pentru care... Da, și motivele, da, exact. Tudorel Stoica... La Ilie motivul e chiar mai dureros. Da, exact. Exact, da. Eu vreau să intervin puțin, mă scuzez, dar eu am ratat o finală ca jucător, dar am câștigat o finală ca antrenor, pentru că eu am fost antrenor secund în locul lui Puiu Ionescu, care a fost jucător, dacă țineți minte. Deci... A, la Sevilla, exact, da. Ce bun asta este. Da. Da, pentru că n-aveam cum să stau pe bancă dacă nu eram trecut pe foaia de rezervă și Puiu fiind jucător, am fost trecut antrenor în locul lui. Altfel n-aveam cum să particip. Da, deci corect. Oricum am câștigat o cupa campionilor ca antrenor. Exact, da, exact. Ia să o punem acolo. Stai ca antrenor câștigător. Da, exact. Și nu Anghel Iordănescu, că și la el era trecut. Ia să eu luăm lui Anghel Iordănescu și eu punem Tudorel Stoica. Așa ar fi normal, pentru că el a fost jucător. Și, dar astea sunt vremuri trecute, da. Și chiar vreau să vă mulțumesc pentru nu, chiar eu n-am fost un mare jucător, am fost un luptător și atât. Asta, auziți, modestia asta mă doare. Cum e că n-ați fost un mare jucător? A fost un foarte mare jucător, nu mai. Ați fost omul despre care spunea că este pivotul stelei la vremea respectivă, capitanul inconturnabil alături de Bellerin. Da, eu vă mulțumesc, da. Păi nu, dar asta e adevărul, ce să mulțumim? Dacă zic ceva fals, mă trag de ureche, colegii pe aici. Dacă, nu, sau Ilie mă trage de ureche, de obicei. Pentru mine cel mai bun număr 5 din istoria fotbalului românesc. Da, mulțumesc, Ilie. Asta e, da, exact așa. Ilie, o să îți mulțumim, să spunem încă o dată la mulțumim, să te lăsăm cu paharul de șampanie. O să vreau să, dacă domnul Stoica e atât de amabil, să mai continuăm 2-3 minute cu domnia sa. Ilie, la mulți ani, dar ne vedem curând. Sănătate la toată lumea, sănătate, ne vedem. Ne vedem curând, da. Să se simtă că e ziua ta, da? Când ne vedem. Da. Să simțim și noi, da, e adevărat. Glumesc. La revedere, la mulți ani. Domnul Stoica, la început de an, că toți suntem la început de an și mulțumim pentru amabilitatea asta, ce doriți în anul ăsta fotbalului românesc? Fotbalul românesc doresc meciuri mai spectaculoase, spectatori mai mulți la toate meciurile, dacă se poate. Asta e interesant. Și succes echipei naționale la campionatul european. Credeți că această națională are o șansă să... Eu nu zic să facă acum mari, mari lucruri colosale, că prea visă mult, dar să se prezinte decent la acest turneu final? Cunoscând fotbalul și jucându-l destul de mult timp în fotbal, totul este posibil. Și trebuie să plecăm cu speranța că putem să facem ceva. Dacă vom încerca, putem să și reușim. Nu pot să garantez că vom face meciuri spectaculoase, dar dacă vom lupta, atunci avem o șansă să facem rezultate bune și poate să reușim, că toată lumea spune să ieșim din grupă. Eu zic că să trecem din grupă, că de ieșit am ieșit toate echipele din România prea repede. Aha, deci credeți că putem să trecem de grupa? În fine, noi nu știm o adversară, asta e neplăcut în povestea asta. Nu știm care este a treia adversară a României, încă de Belgia și Slovacia. Din punctul meu de vedere, mai puțin important să știm și următoarea adversară, pentru că totul depinde de noi, de ceea ce facem noi și
mai ales, ca să fiu corect, și de șansa pe care o vom avea, pentru că trebuie să recunoaștem că am avut destul de multă șansă în această calificare la europeni. Corect. Trebuie să fim obiectivi și dacă nu vrem să fim învingători, trebuie să fim și obiectivi și să recunoaștem că șansa a fost de partea noastră și sper să nu ne părăsească exact atunci când este cel mai important, pentru că de fapt ăsta e cel mai important test al echipei naționale. Da, exact. Mai sunt câteva lucruri despre care putea să fie obiective sau în fine în anul ăsta. Ceea ce am vorbit mai devreme, apropo de un mare transfer, întâmplător tot cu numărul 5. Pe spate, Radu Drăgușin, dar bine, l-are la altă poziție, dar joacă cu numărul 5. Un transfer de genul acesta, cât ar fi de important pentru fotbalul nostru ca un jucător să se transfere pe o sumă importantă la o echipă importantă, ceea ce nu s-a mai întâmplat cam de mult? Din punctul meu de vedere, ar fi un succes al fotbalului românesc, ca să spun așa, pentru noi, dar în al doilea rând, important acest transfer, dacă se va realiza, jucătorul să reușească să și fie titular, pentru că, din păcate, marea majoritate a jucătorilor noștri care sunt plecați în străinătate, și asta e mare dezavantaj pentru echipa națională și pentru antrenori, nu joacă. Și nejucând e o problemă. Sper, pentru că tot se vorbește și să se realizeze în primul rând, și în al doilea rând să reușească să joace titular. Pentru că degeaba să plătește, să plătesc 30 sau cât se titulează, dacă ajunge acolo și stă rezervă, așa cum se întâmplă cu marea majoritate a jucătorilor noștri de la echipa națională. Și în ultimul rând, Stelei, ce-i doriți în 2024? În 2024. Deci aș dori în 2024-2025 să reușească să facă în așa fel încât să reușească să intre în Liga 1 și să mulțumească pe noi, în primul rând, și marea majoritate a suportorilor care încă mai rezistă și cu această... cu Steaua, de fapt, că suporterul Stelei, există o singură echipă Steaua, din punctul meu de vedere, în fotbal românesc, și sper ca să reușească să se hotărască ce vor să facă și să spună, doamne, uite, vrem să intrăm sau nu vrem să intrăm, că din punctul meu de vedere se pare că nu vor să... Eu minte care nu pot să ne înțeleg sau cred că e ceva care face ca această echipă să nu fie lăsată să intre în Liga 1. Mulțumesc mult, la mulți ani încă o dată, Tudor Stoica, mulțumesc și pentru amabilitatea de a fi intrat alături de Ilie Dumitrescu, mulțumesc. Vă mulțumesc, la mulți ani și încă o dată și emisiune plăcută. Mulțumim mult. Să luăm o pauză, revenim chiar cu transportul.